Mergem acum direct la Andreea Vlaicu să aflăm informațiile despre vreme pentru astăzi. Bună dimineața, Andreea! Cum este vremea, cum va fi vremea în orele următoare pe parcursul alegerilor prezidențiale de astăzi? Bună dimineața și bun găsit tuturor! Am auzit mai devreme că peste 300.000 de oameni au votat deja, așadar sunt sigură că mulți dintre dumneavoastră se pregătesc în acest moment să plece către secțiile de votare. Este important să știm cum este vremea la această oră. Vă spun din start că este foarte rece. Vorbim chiar despre o dimineață geroasă la Petroșani, de exemplu, unde temperatura din acest moment este de minus 10 grade. De altfel, în mai toată țara sunt valori termice negative. Cel mai cald este la Gura Portiței, unde se înregistrează cam 2 grade. Sunt 0 grade în acest moment la Constanța, minus 3 în capitală, asta la stația meteo de la Filaret, deoarece la cea din Băneasa se înregistrează minus 7 grade, aceeași temperatură este și la Brașov, iar la Drobeta se înregistrează minus 1 grad, nu sunt semnalate precipitații în acest moment. Vremea se menține totuși destul de rece astăzi, cu maxime ce ajung undeva la 8 grade Celsius. Vestea bună este însă că vremea va fi frumoasă în toată țara, nu sunt anunțate precipitații, doar ceva intensificare ale vântului, dar asta în zonele montane. În alte. Să vedem ce maxime se vor înregistra astăzi după amiază. Vor fi 6 grade la Sibiu, 4 la Cluj-Napoca, o maximă de 7 grade la Galați și la Constanța, 9 grade la Drobeta și doar 1 grad în Baia Mare, iar aici în București meteorologii anunță o zi însorită cu 8 grade în termometri, așadar rămâne destul de rece, însă de mâine încolo se mai încălzește puțin, mâine și poimine la amiază cam 10 grade. La munte astăzi sunt temperaturi pozitive comparativ cu ziua de ieri când s-au înregistrat maxime negative, vor fi 4 grade la Sinaia și în cam minus 2 în Ceahlău. Atât despre vreme, rămâneți alături de Antena 3 CNN.